Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. Discutăm astăzi, de fapt este o continuare emisiunea de astăzi a celei precedente, în care discutăm despre vitamine, cele mai importante vitamine de care are nevoie corpul omenesc și despre biorezonanță. Cum poate să intervină aceasta sau cum poate să diagnosticheze anumite carențe legate de vitamine? Alături de mine este doamna farmacist Oana Pop, specialist în biorezonanță. Mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit. Bine ați revenit la emisiunea Doctorul Naturii. Da, da. Discutăm despre vitamine astăzi, continuăm ceea ce am început data trecută. Da, continuăm cu vitaminele B. Am rămas acolo, acum fiind familia mai mare, mi-a luat mai mult timp să le detaliem pe fiecare, dar măcar două vitamine B aș vrea să mai amintim că sunt importante. Și mai ales vitamina B care se mai numește niacină, nicotinamidă, acid nicotinic mai poate fi, sau vitamina PP. Deci aceasta este o vitamină care este denumită diferit în funcție de locurile unde o găsim, deci am găsit-o sub toate denumirile. De ce vreau să amintim de ea? Pentru că e foarte importantă pentru funcționarea sistemului nervos. Și mai ales pentru că ea ajută la sinteza hormonilor, neurotransmițătorilor. Sinteza de triptofan care se face în intestin este mediată de această vitamină. Triptofanul este precursorul de serotonină. Serotonina este hormonul bunei dispoziții sau hormonul fericirii, cum se mai numește el. Și în lipsa acestei vitamine, triptofanul nu se sintetizează în intestin, de aceea este foarte important. De asemenea, vitamina aceasta ajută și la sinteza altor hormoni. Ea ajută și la sinteza colesterolului. Ea este importantă și pentru reglarea multor funcții fiziologice în general a organismului. Este foarte, foarte importantă și avem noroc că o găsim în multe surse alimentare, începând cu drojdia din nou, dar și tărâțe de grâu, grâu integral, cereale integrale. Și mai găsim această vitamină, să știți că foarte bine reprezentată în curmale, smochine, brune uscate. Foarte multă niacină sau nicotinamidă este. A mai rămas vitamina B12, B12 sau ciancobalamina. Vitamina B12 este implicată în mod deosebit în funcția hematopoietică, adică în aceea de producere a globulelor roșii ale sângelui. De asemenea, această vitamină este importantă pentru sistemul nervos, foarte importantă, previne demența, efectiv. Acum, știm că vitamina B12 o găsim mai mult în surse animale. Ea se găsește în carne, în ficat, în proteine, de cele mai multe ori în alimente naturale, alimente din animale. De origine animală. Da, de origine animală. Și lumea este de multe ori îngrijorată, vegetarienii mai ales sunt îngrijorați că au carență de această vitamină. Dar să știți că nu e așa, sunt și surse naturale, vegetale, de unde putem lua B12 și să amintim câteva ar fi din nou lucerna, această lucernă de care am mai vorbit, urzica, trei fraspătalți, hameiul are foarte multă vitamină B12. Hameiul în stare proaspătă sau poate să fie filtrat? Da, hameiul, indiferent, să știți că conține vitamina B12. Iată, până la urmă o să mai găsim ceva efecte pozitive ale consumului de bere. Da, și chimenul. Chimenul iar are vitamina B12. Deci putem să o luăm și din alimente vegetale. Și cam atât cu vitaminele B. Vitaminele B cele mai importante. Mai departe aș vrea să discutăm despre vitamina C, care este din nou foarte importantă, foarte bine cunoscută și o vitamină care noi nu putem sintetiza, corpul nostru nu o poate sintetiza, deci suntem obligați să o aducem din afară, prin aport alimentar. Este de ce nu se poate sintetiza? Corpul nostru nu o poate sintetiza, o luăm totdeauna din mâncare. Ea este foarte sensibilă la fierbere și la lumină, de aceea o putem lua din produse proaspete, care nu sunt tratate termic.
pentru că se distruge. Și de aceea se și recomandă să mâncăm câte 5 porții de fructe pe zi, ca să ne aducem permanent o doză de vitamina C. Of, dar când discutăm de porție, ne și gândim automat la o farfurie. O porție este un fruct, așa cum este bine, deja m-am liniștit. Un fruct. Ea nu se cumulează în organism, deci este o vitamină care se tot elimină, de aceea trebuie permanent adusă în alimentație. Dar toată ziua trebuie să mâncăm câte un fruct ca să avem vitamina C. Spuneți-mi, din fructele autohtone avem anumite fructe autohtone au un aport de vitamina C mai mare? Pentru că se știe că portocalele, lămâile au o concentrație de vitamina C mai înaltă. Așa se știe, da, în popor, cum ar veni. Așa este. Plantele autohtone și nu numai plantele care cresc mai mult la munte, cu cât cresc la un nivel de altitudine mai avansat, au mai multă vitamina C. Și de aceea o găsim în afine, fructe de pădure, coacăz, o găsim în merișoare, în măceș, în cătina albă. Deci o găsim foarte bine reprezentată și în citrici o găsim, bineînțeles. O găsim și în mere și în toate fructele. Da, o să ajungem și noi să umblăm așa ca disperații cu ghilimele după fructele de pădure, pentru că la noi eram obișnuiți într-o vreme, avem fructe de pădure, asta este fructe de pădure. Sunt gustoase, sunt așa, dar foarte puțini erau cei care cu ghilimele se omorau după ele. Obișnuiam să căutăm sau să apelăm la altfel de fructe. Iată, se dovedește în ultimii ani că aceste fructe sunt foarte importante pentru organism. Așa este. De aceea au și apărut anumite culturi deja, deci nu le găsim doar în pădure. Și vreau să spun în mod deosebit că este foarte important să o luăm din fructe, adică să nu o suplimentăm sintetic. Vitamina C în fructe o găsim totdeauna însoțită de flavonoide. Aceste flavonoide se găsesc împreună cu vitamina C doar în fructe și legume. Flavonoidele cu vitamina C lucrează sinergic. Vitamina C se va absorbi, se va metaboliza mult mai bine în prezență de flavonoide. Spre deosebire de vitamina C sintetică, care nu se asimilează așa de bine în corp și chiar poate deveni toxică. Vroiați să continuați cu altă vitamină sau să mai faceți precizări? Vreau să spun că vitamina C este foarte importantă pentru organismul nostru, începând cu copiii, dar și toate vârstele. De ce? În primul rând, noi știm că ea ajută mai mult la imunitate. Așa este. Dar nu este doar pentru imunitate, este o vitamină antioxidantă alături de vitaminele E și vitamina A. Este foarte importantă pentru protejarea capilarelor, a vaselor de sânge, este foarte importantă pentru menținerea oaselor, inclusiv pentru asimilarea mineralelor în oase. Și de aceea la copii este importantă această vitamină alături de celelalte minerale, calciu, despre care vom vorbi. Și este foarte importantă în prevenirea alergiilor, vitamina C, în prevenirea astmului bronșic. Ea are foarte multe funcții în organism, nu doar pentru imunitate, și este o vitamină de care nu ne putem lipsi, efectiv. E foarte, foarte importantă. Vitamina K? Vitamina K, da, vitamina K, vitamina antihemoragică, cum se mai numește ea, sau naftochinona, chimic vorbind, este vitamina care ajută la coagularea sângelui, dar inclusiv ea ajută la menținerea și creșterea oaselor. Din nou, vitamina K, din nou, este importantă și pentru oase, nu doar pentru coagularea sângelui. Vitamina K intervine în sinteza a 4 tipuri de proteine de coagulare care se sintetizează în ficat. E foarte importantă. Intestinul nostru sintetizează vitamina K, deci noi facem în intestinul nostru, dar o luăm și din aport, din alimentație. Și din alimentație putem să o luăm din nou din lucernă, plantele cu frunze verzi, majoritatea au vitamina K. Și din nou grâul integral, drojdia, găsim vitamina K. Este interesant. Se știe că are și asta un rol important pentru organism, însă prea puține alimente erau asociate cu această vitamină. Da, noroc că avem această vitamină, că altfel noi am avea peste tot hemoragie, am avea hemoragii interne. Ea are grijă ca sângerările menstruale să nu fie exagerate, are grijă să nu avem sângerări nazale. Multe vasele de sânge trebuie să... Acest factor de coagulare e foarte important.
și mai ales alături de vitamina C, care ajută la protecția vaselor de sânge. Că altfel am pierde mult din sângele nostru valoros. Da, și după aceea ar apărea alte probleme. Da, da, da. O altă vitamină, vitamina E? Vitamina E, da. Vitamina E sau tocoferolul, cum o mai numim, este o vitamină antioxidantă foarte importantă, este implicată în foarte multe funcții fiziologice. Rolul ei cel mai important este în acela de a menține integritatea structurii interne celulare. Adică este o vitamină anti-îmbătrânire. Are grijă ca celula să se păstreze integră. Că celulele se deteriorează cu vârsta, intră în acel proces degenerativ și vitamina E are grijă de aceste celule. De asemenea, ea inhibă oxidarea lipidelor din membranele celulare. Asta înseamnă că ea ne ajută la minimalizarea daunelor provocate de radicalii liberi, care sunt foarte mulți în organism. Și avem neapărat nevoie de această vitamină E care să ne ajute. Vitamina E ajută la funcționarea pielii, inclusiv la funcționarea articulațiilor foarte mult. Și probabil este foarte important atunci în cazul celor mai în vârstă. Da, este să foarte... nu lipsească. Să nu lipsească, dar avem noroc că o găsim de cele mai multe ori în uleiurile vegetale care conțin acești grași nesaturați. Și aici putem să amintim uleiul de măsline, uleiul de floarea soarelui, uleiul de in. Vreau să spun uleiuri presate la rece. O găsim, dar o găsim și chiar și în semințe, oleaginoase, ciuperci, multe. Și din nou discutăm despre varietatea alimentelor pe care trebuie să le consumăm. Da, da, așa este. Vitamina E? Da, dar haide să vorbim puțin de vitamina D. Eu am sărit-o. Ați sărit-o intenționat? Bine. N-am sărit-o intenționat, știu că este foarte importantă și se discută mult despre ea, dar m-am gândit că poate alocăm un pic. Da, mergem la vitamina F atunci că se... Să o punctăm așa și revenim la D după aceea. Da, vitamina F este un acid gras esențial, acidul linoleic. Acest acid linoleic este foarte important pentru că el intervine în funcționarea ficatului, ajută la detoxifierea ficatului și la metabolismul grăsimilor. De aceea vitamina F cu vitamina E sunt prietene bune. Vitamina F ne ajută la slăbit, la accelerarea metabolismului grăsimilor, adică arderile. Arderile grăsimilor vor fi susținute de vitamina F. În lipsă de vitamina F putem să facem chiar și litiază biliară, pentru că vitamina F ajută și la buna funcționare a colecistului sau a vezicii biliare. Vitamina F este implicată și în metabolismul pielei. Ea ajută ca noi să ne păstrăm colesterolul în limite normale și chiar previne depunerea plăcilor de aterom, păvasele de sânge. Foarte important. Revenim la D3? Da, revenim la D3. Sau să menționăm ce se poate consuma, să ne aducem acel aport? Mai putem spune ceva? Da, putem să luăm tot din uleiurile. Uleiurile presate la rece, vegetale, începând cu măslinele, floarea soarelui, deci uleiurile acestea, semințe, găsim. Sunt vitamine liposolubile și ele se vor găsi mai mult, aceste vitamine, în uleiuri. Și de preferat, iar când le consumăm acele semințe, este de preferat să le consumăm proaspete? Proaspete, crude, neprocesate și chiar neprăjite și nesărate. Și nesărate, da. Adică crude, efectiv. Mai sunt anumite alimente care trebuie, mă rog, anumite semințe care trebuie muiate în puțină apă fierbinte și așa consumate, dar nu este cazul tuturor. Nu este cazul tuturor, nu neapărat putem spune că trebuie, dar este recomandat să le înmuiem. De ce? Pentru că atunci vor fi stimulate și enzimele să lucreze. Deci sunt bune semințele hidratate. Putem să hidratăm semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, migdale. Foarte multe semințe putem să le hidratăm și vor fi mai bune și chiar mai ușor de asimilat. Da. D3. D3 este vitamina care este sintetizată la nivelul pielii sub acțiunea razelor ultraviolete. Și care de obicei ne lipsește în sezonul rece. Pentru că nu prea este soare. Da, nu prea este soare și de aceea este bine să o suplimentăm.
Este D2-ul, ergo calciferolul, și D3-ul, calciferolul, care este mai cunoscut. Această vitamină este importantă, foarte importantă, și de aceea trebuie să stăm la soare ca să putem sintetiza, începând de la vârste fragede, pentru că ea previne rahitismul la copii. Ea ajută foarte mult în asimilarea, absorpția calciului la nivel intestinal, dar nu numai la absorpția calciului, ci și la reabsorpția fosforului din rinichi. Este foarte importantă, că fără de ele noi nu putem asimila calciul. Ea previne și la adulți osteomalacia sau osteoporoza. Și de aceea este bine să o suplimentăm în sezonul de iarnă sau să ne aducem în alimentație acele alimente care conțin această vitamină. Vitamina D3 este importantă și pentru imunitate. Foarte importantă pentru imunitate. Se cercetează tot mai mult această vitamină D3 și s-au descoperit inclusiv efecte antitumorale, anticancerigene ale acestei vitamine. Și dozele de vitamina D3 sunt foarte controversate. Unii spun că avem nevoie de mai mult, alții că de mai puțin. Eu, din ce am studiat eu, și părerea mea este că noi avem nevoie de o doză mult mai mare de vitamina D3 decât se vorbește în literatura de specialitate. Și majoritatea dintre noi avem carență de vitamina D3. Sunt atât de puține cazurile de supradozare, încât aproape le putem trece cu vederea. Noi ar trebui să mâncăm cam 3000 de unități de vitamina D3 pe zi. Ce înseamnă această cantitate? În condițiile în care unii recomandă 200-400 de unități. Deci noi avem nevoie de mult mai multe unități de D3 pentru a avea, pentru că în alimente nu o găsim așa de des întâlnită, mai mult tot în alimentele de origine grasă. O găsim, sigur că da, și în morcovii? Morcovii nu sunt buni pentru completare? Ba da, dar nu au o cantitate așa de mare de vitamină D3. Mai mult o găsim în uleiuri și o găsim și în alimente, și în unt, și în gălbenușul de ou, și în pește. În fructele de mare, în general, o găsim. O găsim foarte bine în alge. Găsim și în lumea plantelor. În lumea plantelor, să știți că foarte bine reprezentată este în pătrunjel. Pătrunjelul are multă vitamină D3 și mangan. Și astea, manganul chiar îl găsim rar. Deci este. Și puțin se discută despre mangan. Și puțin se discută despre el. O să discutăm și despre el. Mai avem o vitamină despre care n-am discutat, P-ul. Da, vitamina P. Vitamina P, am vorbit acolo, se numește citrină sau bioflavonoide. Noi am vorbit de bioflavonoide când am amintit de vitamina C, dar această vitamină care se numește citrină, vitamina P, ea de fapt ajută, lucrează sinergic cu vitamina C și ajută foarte mult la permeabilitatea, elasticitatea vaselor de sânge. Deci foarte, foarte importantă. Și rezistența vaselor de sânge. Toate aceste trei aspecte le reglează această vitamină. De aceea este foarte importantă. O aducem tot din fructe și legume. Numai din fructe și legume. Chiar suntem... Deci asta numai din fructe asta și chiar legume trebuie se poate să asimila. Mâncăm, da. Și este foarte, pentru că ea reglează foarte mult activitatea vaselor de sânge și circulația sângelui, circulația periferică foarte... Și știm cât de important este să nu cedeze vaselele de sânge. Da, este foarte important. Sau și... să fie rigide. Sau să fie rigide, da. Da, deci este importantă și mai ales împreună cu vitamina C, ele fac o echipă bună și efectul e foarte, foarte bun. Să menționăm pentru telespectatorii noștri din ce pot să fie luată această, poate fi asimilată această vitamină. Da, din fructe. Am zis, putem să începem toate fructele de pădure. Conțin măceș, cătină, coacăz negru, afin, zmeuru. Se găsește bine și în spanac, lucernă. O găsim în ginkgo biloba, foarte bine reprezentată. În sucul de noni sau în planta noni o găsim. O găsim și în drojdie. Deci, din nou drojdia. Da, drojdia conține foarte multe. Sunt cătina, la fel, care conțin foarte multe vitamine și minerale în același timp și foarte bine în dozele corespunzătoare ca noi să le putem asimila. Am înțeles. Da. Suntem la final.
Așa, putem să spunem în câteva cuvinte, să tragem o concluzie sau să facem o legătură cu biorezonanța, la fel cum am făcut în emisiunea precedentă? Da, este foarte bine să ne evaluăm cu aparatul de biorezonanță pentru a vedea nivelul de vitamine din corp, pentru a stabili, a ști care ne sunt carențele, dar și excesele. De cele mai multe ori noi întâlnim carențe. De câte ori facem evaluarea cu aparatul, majoritatea oamenilor au carențe. Și mai ales în zona noastră, pentru că avem un anumit tip de alimentație și pentru că avem un pic mai mult frig la noi decât în alte părți? Se poate și din această cauză, da, dar de cele mai multe ori fructele și legumele mâncate sunt spoliate de vitamine pentru că nu sunt ecologice. Și de aceea, de multe ori, noi nu avem atâtea vitamine, deși mâncăm destul de multe legume sau fructe. Au altă calitate. De altă calitate. Da, și este foarte important să vedem cum metabolizează organismul aceste vitamine. Deci vedem deficiențe de metabolizare a acestor vitamine. De aceea vom ști dacă noi le asimilăm corect sau absorpția este corespunzătoare. Aceasta este unul din factorii importanți și la vitamine și la minerale. Și cu aparatul vom putea interveni la acest nivel să ajutăm organismul să asimileze corect. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Sper că telespectatorii noștri și-au luat așa, și-au făcut o idee despre vitamine, despre zonele sau alimentele din care pot să le procure, da. Care la ce sunt bune. A fost o emisiune, zic, din punctul meu de vedere interesantă și aceasta și cea precedentă, pentru că se discută mult despre vitamine, se discută mult despre carențe, și avem nevoie de toate. Iată, am dovedit cât de importante sunt pentru organismul nostru și sperăm că, până la urmă, așa cum am spus mai înainte, a fost de interes emisiunea. Da. Emisiunea de astăzi, emisiunea precedentă, vă aștept din nou în studioul nostru cu noi informații legate de organism, de felul în care putem să ne-l protejăm, de lipsurile pe care le avem și pe care le constatați prin meseria pe care o aveți. Da, sigur că da. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere! La revedere!